Just business, Gheorghe. Nu strigam, băi, parcă ești Andrei Năstascu. Nu anticipa lucrurile, lasă să facem egalitate. Domn profesor, le predăm? Nu. Cum nu? Vezi dacă am copii acasă mai mulți? Deci voi nu săriți iapa. Dar tu ești prima replică, ești nervător. Păi toți o să te închidă. Toți nu o să te închidă. Bună ziua! Asta e emisiunea Cerebel, unde nu contează atât de mult răspunsul corect, cât unul interesant. Statul meu de astăzi este, că eu la fiecare emisiune am un citat. Împrumută întotdeauna bani de la un pesimist. Nu se va aștepta să-i dai înapoi. Să aplaudă! Dacă cineva nu cunoaște regulile, vă prezint cei doi invitați. Gheorghe Gonța, Teodor Cârnaț. Cine dintre voi știe primul răspuns la întrebare? Un răspuns mai degrabă interesant ar fi de dorit. Apasă butonul. Este un sunet specific la fiecare dintre voi. Domn Teodor, vă rog frumos, primul. Domnul Gheorghe Gonța. Nu ți-mi permita pe sat. Serios? Eu sunt Gheorghe Gonța tot. Ca această minunată emisiune să fie posibilă, noi avem trei sponsori minunați. Primul sponsor... Nu noi, dar tu? Eu, corect, că voi nu sunteți sponsorizați. Eu sunt sponsorizată și proiectul meu de Creator Mall, cel mai mare magazin de mobil din țară, pe care mobilier noi suntem acum. Radler, care este altceva, și Redmark, care este companie de perfectare a actelor românești. Prima mea întrebare sună în felul următor. Dar ei mie tare îmi place. Eu mă tin că asta e întrebarea preferată din tot Cerebelul care a fost până acum. Cărui produs alimentar, într-un articol din dicționar, îi este dedicată afirmația: în afaceri nu poate fi vorba de sentimentalism. Dumnealui profesor, el e mai deștept. Vă să răspundă dumnealui. Dar ți-e convenabil să pui în poziția asta, că aici eu nu știu, eu nu cunosc. Mi-e foarte greu, pentru că nu... Cine spuneați că este sponsor? Radler? Da. Și Creator și Redmark. Hai să începem cu Radler. Așa. Până omul se gândește și răspunde. Eu vreau Radler. Este un proverb foarte cunoscut la noi în Moldova. Nu-i mai simplu la emisiunea mea? E foarte... Și mai departe spuneți-ne la dumneavoastră? Vreți să vă spun eu proverbul? Nu, că proverbul e și răspunsul la întrebarea mea. Ce proverb avem noi, care s-ar... a cărui definiție poate fi? Noi am înțeles. Cum comentați ultimele situații în arena justiției moldovenești? Wow! Nu știu, eu nu înțeleg ce întreabă, doamna, înțelegeți? Eu propun să mergem pe ce știm noi amândoi. Iată, este decizia... A, încă nu e decizia Curții Constituționale. Va fi mâine. Luni. Luni. Da. Bine, știi, la emisiunea mea, dumneavoastră scrisul cu teare. Așa. Dar eu îți propun așa. Dar indici, dacă mai este. Indiciul a fost că este un proverb foarte asta. Este un produs alimentar care este produs de vacă. Așa. Mai aproape dinții decât părinții sau bani cu bani, dar cu frate... În afaceri nu poate fi vorba de sentimentalism. Da. Ați fost pe aproape, pe aproape. Ceva fragile. Brânza-i, cu bani... Aha, ne-am o să minte acum. Hai să o formulăm de acum. Așa. Frate cu frate, dar brânza-i cu bani. Corect. În afaceri nu poate fi vorba de sentimentalism. E foarte evident, nu? Just business, Gheorghe. De grabă să știți că nu vă chem la emisiune. Eu? Sorry, abia ai început. Pe această notă trecem la întrebarea numărul 2. După o vizită în Cricova, în anul 1965, el a spus: să umpleți aceste subterane cu multe medalii. Dacă pe pământ nu va fi suficient metal, ne obligăm să-l aducem de pe lună sau de pe alte planete. Bodiu. E Gagarin. Deoarece el a fost îmbătat acolo, scos, pus într-un avion și trimis la Moscova. Deoarece a spus: dacă nu aveți metal aici, vă duc eu de pe lună. Foarte corect. Dar ce, domnul Gonța, vă cam enervați, vă aici așa, răspuns cam gri. Eu niciodată nu mă enervez. Tot e bine. Întrebarea numărul 3. Asta e genă, e întrebare foarte scurtă. Ce animal are cei mai mari ochi? Vă ajut, este un animal care trăiește în apă. animal care îl trăiește în apă. Da. Dar să ne gândim, dacă are cei mai mari ochi, înseamnă că el și ca gabarit e mare. Nu, de obicei. Balena. Balena albastră este cel mai mare animal, corect, dar nu are cei mai mari ochi. Balena albastră, pe altă informație, are cel mai mare penis. Să știți. Nu l-am măsurat. Eu vă spun că eu am fost, vă spun, nu știu. Dezul interesant. Interesant. Revenim la ochi. Hai să vedem la ochi, animal, dacă nu-i balena albastră, și tot este animal, din categoria animalelor, hai să vedem în afară de balenă, care tot este gigant cu ochi mari. A! Caracatiță? Este calmarul. Gigant. Că ei sunt calmari mici pe care noi îi mâncăm. Dar e pe aproape. E pe aproape. Hai să fim cinstiți aici. Dar nu vă dau... Nu. Hai, o să fie 3-0. Nu. Ajunge 2, te rog frumos. Gheorghe, hai, eu ți-al cedez pe stație, știi? Să fie 2-1. Dar noi aici nu facem acte de caritate. Nu. Așa, acest punctul e prezentatoarea și rămâne 2-0. Dar foarte mi fericiți că e aici. Sunt foarte fericit, mai ales când pierd. Întrebarea numărul 4 este de la sponsorul nostru, Creator Mall, și pentru asta vă rog foarte mult să vă uitați atent la ecran. Nu, al nostru, da, tău. Am eu? Așa. Să vă uitați atent la ecran, exact. Hai. Republica Moldova, mai mult de jumătate din populație consideră că numărul ideal de copii în familie este de cel puțin 3, în timp ce în realitate au mai puțin de 2. Recordul mondial îl deține o femeie din Rusia, din anii 1700. Ea are cele mai multe nașteri documentate vreodată. Întrebarea: câți copii credeți că a născut? Gheorghe, îți oferți posibilitatea. 69. Îmi place cifra asta. Nu știu de ce. Adică știi tu de ce. Adică nu tu, dar... Și m-a spărit și eu, zic, ce treabă? El o mărs cu degetul în pot, dar o nimerit-o deodată. Serios? Da, 69. Și nu-s eu tata! Nu-s eu tata! Gheorghe, eu citisem despre asta, fiindcă odată ce îl aștept pe al 10-lea și sperăm că să fii sănătos, apoi eu căutam care a fost cel mai mare record. De aceea tu ești bravo, a? Ții foarte mult la genofondul Republicii Moldova și sperăm, dacă fiecare va implementa în viață regula că 3 este ideal, dar vor face cel puțin 2, în Republica Moldova în 2050 nu vom fi 1 milion de români moldoveni aici. Și detalii la această întrebare. Eu vreau să vă arăt pașaportul român care l-am făcut la Curedmar. Wow, da. Dar eu sunt cetățean României din 92 pentru primii, a doilea sau a treilea. Felicitări, noi doi cetățeni români, dar dumneavoastră sunteți cetățean român? Și mă bucur că toți copiii mei sunt români. Dar cetățean doar moldovenesc sunteți dumneavoastră? Nu, el e... Da, cetățean la Republicii Moldova. Am înțeles, asta doar am vrut să specific. Întrebarea numărul 5 spune în felul următor. La data de 31 august 2016 a fost organizat un concurs național intitulat Se caută cel mai frumos ... din Republica Moldova. Cel mai tânăr participant în concurs avea 4 ani. Pentru cine a fost organizat acest concurs? Dacă în cadrul concursului... 31 august, ziua limbii noastre, 2016, Plahotniuc Filip, primar era... Chertoacă... 16? Da, chiar toată în 17 de misionat, încă avea dosare penale pe atunci, încă abia le fabricau. Maia Sandul abia vâna pe Andreina Stas, după Sorcublo. Da, de acord, dar n-ar legătura asta cu... E prea târziu să spun că această emisiune este apolitică. Prea târziu. 31 august, da, aveți dreptate, dar ne apropiem de... La mine eu nu sunt ăsta mare când strigă, zic, nu strigam, băi, parcă ești Andrei Năstas, calmează-te, știi? Dar încă o dată puneți întrebarea? Data nu este. Se caută? Da, se caută cel mai frumos din Republica Moldova. Cel mai frumos ce? În poezie, cântec, butoiaș. Cel mai tânăr participant în concurs avea 4 ani. Ia, mania, costum național. Voi nu ați auzit ultima parte. Dacă în cadrul concursului a participat și cavaleria Ministerului de Interne. Muzicant. Trompetist. Nu. Noi nu că n-am auzit. Cavaleria. A, ce nu ai spus-o? Călăreț? Cal. Cal. Ia păi! Nu, cum poți să-mi dai mie așa ceva? Serios? Sincer, uite, eu am avut o foarte mare dilemă. Când mă gândeam, spun, sus mai e Sandu. Păi asta trebuia să spui. Da? Și era spune invers. Glumesc. O votăm masiv. Oricum e câștigat doar Amanda. Așa tu ai din inside-urile tale? Ai vorbit cu dânsa înainte de a veni la emisiune, Gen. Și eu a spus că Gheorghe, eu câștig. Zi exclusivitatea la Ana. Eu câștig. Dar noi suntem o emisiune politică. Eu încerc să fiu în continuare o emisiune. Domn regizor, stăiați! Ei, haideam, ce-ai zis aici, nu tai cu ce-ai scris cu penița, nu mai tai cu mâna lui Radu la montare. Am găsit calul. Da, și domnul Teodor a luat un punct. Al câtelea deja? Al treilea. Al treilea, 3-1. 3-1 încă e onorabil. Chiar e onorabil. Da, cred că n-aș de-am 10-1 și e mai problematic. Nu, n-ar gândi. Dar tu scrie acolo jos. Gheorghe Goan s-a pierdut pentru că stă față în față cu un profesor, doctor habilitat în drept. Gen, tu n-ai pierdut în fața oricui. Tu ai pierdut. Gheorghe, nu, te rog, scrie asta. Nu anticipa lucrurile, la facem egalitate. Nu te grăbi, eu copii apă pe egalitate. Întrebarea numărul 6, adică noi avem, noi suntem mai mult de jumătate. Da, 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 da. Câte respirații are corpul uman zilnic? Una. Dar tu respiri mai repede, că ești nervos, ureac. Păi depinde și acțiunea ai. Câte respirații? Hai că stai la Cerebel, de exemplu, și te gândești. Zilnic? Da. În 24 de ore. La câte puncte am, îmi pare că nu prea gândesc. Nu te ajunge oxigenul? 24 de ore mulțit la... Cât Gheorghe și Teodor sunt extrem de concentrați, vreau să vă spun despre compania de perfectare a actelor românești, Redmark. Foarte multe persoane din diasporă doresc să-și perfecteze anumite acte românești. Aici, în ajutor, vă vine compania Redmark, care poate obține anumite documente la distanță. Ca de exemplu, acte de stare civilă, caziere, apostilări, certificate de celibatar. Doar lăsați un mesaj pe pagina Redmark și revin la voi în cel mai scurt timp. La minute și în fiecare minut câte 60, noi de acum putem să calculăm cam câte respirații are omul timp de 100, plus minus. 2 pe secundă. Gheorghe, continuă. Vedeți că suntem... 2 pe secundă, și tak dale pe textul. Așa. Vă spun eu răspunsul, că nu ne ducem în foarte mare matematică. Nu, poate Gheorghe mea că el e așa... Stai, una sau două, respirație. Deci, pe zi, omul respiră aproximativ, plus minus, dacă te mai gregești sau nu, 20.000. Nu. Nu am făcut calcule matematice. Gheorghe, a tău ăsta. Punctul 3-2. Îi dăm pentru încurajare domnul Gonța un punct? Da, numai decât. Așa să fie, așa. 3-2. Pentru încurajare. Știți? Când zicem la matineu cât un copil dat, copilul celălalt nu sunt cumva dat, pentru încurajare. Acest eveniment a inspirat crearea Google Images. Noi, de exemplu, când dăm pe Google și căutăm, este secția Google Images. Asta e, el a inspirat evenimentul. S-a întâmplat în Statele Unite ale Americii cu o vedetă pe care probabil o știți. În anul 2000. Probabil o știu. Probabil o știți. Cu o vedetă? Da. Adică probabil nu o știm. E o cântăreață foarte cunoscută. Lady Gaga. Ia mai dai. Dar ce cântăreață mai ai? Ai vreun cântec de al lui Lady Gaga în playlist? Eu nu știu cine e Lady Gaga. Dar ea și numiți mai sună. Beyoncé, ai auzit? Da, Madonna, știu. Așa, încă. Michael Jackson. Și încă. Hai, Whitney Houston. Așa. Beyoncé, am spus? Beyoncé, eu am zis. Tu ai spus. Lopez. Lopez. Iubire, care e camera mea? Iubire, asta datorită ții. Iubire, asta datorită ții. Tu ne arată cum e un clip cu dânsa sau cu un film, ceva de genul ăsta. Iubire, te iubesc, tare te iubesc. Dar dați-vă explic. La premiile Grammy din 2000, ea a îmbrăcat o rochie verde, cu un decolteu, ea ca foarte, foarte, adică era foarte provocator. Da. Și lumea așa de mult, gen, omăr zvonul că, wow, rochea lui Jennifer Lopez, faci furori și lumea căuta în număr extrem de mare imaginea să vadă pe online și cei de la Google s-au gândit, stai, deci facem noi secție aparte cu images. Și ea, care a fost la baza, că a apărut că noi azi putem să căutăm orice imagine pe internet. E bine așa? La fundul acestei lăzi se află un obiect, sub toate aceste lămâi și raderuri. E un obiect. Eu acum, în fel de cernă iașic, eu acum vă descriu obiectul. Cine câștigă, cine ghicește ce obiect este acolo, are respectul a meu, în primul rând, a publicului, și primești un punct. Voi vă închipuiți, cum, trei momente, deși ar trebui să vă chinuiți. Ok, eu primele două oricum le am. Așa. Și mai rămas, am treia, da? Ele, gen ele care sunt aici, sub obiectul, ele cel mai probabil au fost inventate în China prin secolul al IX-lea și atunci erau confecționate din lemn. Prima documentare despre ele a fost încă în anul 1294, când doi bărbați au fost arestați pentru că le foloseau. Ciorcii? Nu. Cătușele? Nu. Eu, tu, voi le-am folosit la un moment dat. Ce este la fundul lăzii e altceva decât lemn. Ce e acolo? Ele au fost confecționate din lemn, dar acum de lemn nu mai sunt confecționate. Furculițe, linguri, cuțite... Dar de ce ar fi fost arestați oamenii? Le foloseau, poate, cuțite... Mărgele? Nu. Inel? Este... duceți-vă în ideea de distracție, de recreiere. Fără sex shop. Nu, fără sex shop, de recreiere. Focuri de... Nu, de ceva... Focuri de artificii, ceva? Nu. Cum le? Folosim pe ele. Două, plural... Farfici? Nu. E ceva din domeniul dat, lemn. Hai că v-am mai făcut mai mult. Acum din metal. Nu, cândva erau făcute din lemn, acum sunt făcute din hârtie. Din hârtie, da? Ceva distracție. Distracție, da. Recreiere. Și acum sunt interzise. Nu, stop. Nu sunt interzise. Eu le am acasă, de exemplu. Posibil dumneavoastră le aveți acasă. Posibil... Mă tem așa să zic safe, ca să vă dau cuvântul deodată, obiectul. Domnul regizor, scrie răspunsul tău. Dar folosit în alt context, tu poți fi amendat, poți fi, adică că este legal, are și un aspect ilegal. Nu, eu acasă nu fac ilegal. Babăcică. Babăcică cum e ilegal? Ce faci ilegal cu babăcică? Este cuțit babăcică. Nu. Pahare, ceva cu piercing, ceva cu... Nu. Ele sunt mai multe într-un ceva. Dar nu se vede, că m-am gândit cine stau la masă și le-am asupat. Sunt culoarea neagră, roșie. Specific. Adică ele au mai multe culori, dar culoarea neagră, roșie și specific. Cum spune fișorul meu mai mare, te predai, mă predau. Domn profesor, ne predăm? Nu. Sau atacăm Curtea Constituțională. Așa, încă un indice. Deși acum e curtea, e clar. Sunt patru semne specifice. Patru semne, două culori. Două culori, patru semne specifice. Lemn, ilegal, legal. Tu cu lemn nu te încurci, eu îți spun hârtie acum. Cu lemn au fost cândva. Semne specifice? Da. Patru semne distinctive. Două culori. Le folosim pentru distracții sau recreiere sau nu știu ce. Ce culori? E focuri de artificii, ceva... Ce culori? Roșu și negru? Roșu și negru, da. Am crezut că așa m-ai întrebat încrezut, am crezut când spui am ușii. Ca spart niște pe TV. Două sunt negre, două sunt roșii. E alt indice, mai aproape de distracție. De-am spune denumirea. Nu. Cărțile. Da! Cărțile! Wow, mă uitam și... De asta eu vorbim despre partea legală și ilegală, dar tu poți să joci jocuri care ele sunt ilegale. Poftim, cărți de jucat. Negru, roșu, semne distinctive, patru. Da... Ca la proști. Și erau înainte din lemn ele. Și de atâta și-au fost arestați cei doi bărbați în China, când au fost asta documentat, că era ilegal. Nu, mulțumesc de indice. Bravo! Nu-i prea le practic. Înțeleg, da. În copilărie, da, dar acum am și uitat de ele. Și bați-mă o carte? De asta ceva vrei? Nicoașe, Focus de la Gheorghe Gonța. Alege o carte. De unde vrei tu? Și o vezi numai tu. Numai eu. Nimeni altceva. Dar poate o arăt la cameră. Hai ca să iei mai fan dacă o arăt la cameră. Hai că eu închid ochii, da? Da. Da, el, Gheorghe, nu vede. Așa este, da? Așa. Ce fac cu ea? O pui de sub? De sub. Așa. Eu n-am văzut. N-am văzut. Tare sper. Wow! Gheorghe, dacă tu îți pierzi profesia... E așa? Am amestecat? Da. Ceva, el ne-a amăgit, dar hai, da. Nu, 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 nu. Nu, e amestecat, e amestecat, da, hai. Eu spun. Dacă e cartea asta, îți dau un punct. Dacă ieșești cartea, bun? Nu, îmi dai două. Nu, îți dau un punct? Îmi dai două ca să-l întreg. Îi dau două puncte? Două puncte. Aici pur și simplu trebuie și geniu ca Gheorghe Gonța. Stai să nimeriez. Stai, dacă eu să nimeriez. Stop, nu spui nimic. Când pierd, dar până spui. Asta-i? E asta, două puncte. Două puncte cu Gheorghe Gonța. Bravo! Gheorghe, explicațiuni pentru cameră. Nu. Cum ai ajuns la concluzia că anume această carte? Eu citesc prin ochi. Doar nu știu răspunsul despre... la întrebările pe care ne le-a pus. Eu zic că pentru asta trebuie să ciocnim. Sau nu vrei să ciocnești? Noi nu bem niciodată. În video? Ei, hai! Această carte ține recordul pentru cea mai rapid vândută carte din istorie. Care-i? Biblia. Biblia. Rapid, nu cea mai mult vândută. Asta care-i cu Harry Potter. Ai, 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 ai. Vezi, dacă am copii acasă mai mulți, mă uiți la Harry Potter. Deși mie, apropo, cartea asta tot timpul ne-a părut și filmul, ne-a părut foarte idiot. Și cartea idiotă și filmul idiot. Dar e filmul copilăriei mele. Dar tu câți ani ai? Eu câți am tăți mei, dar ideea e alta, că filmul e minunat. Eu am crescut cu el. Gheorghe, egalitate, Gheorghe, și ți-am spus. Egalitate, dar asta face lupta mai crâncenă, pentru că asta e ultima întrebare. Da. Și cine câștigă această întrebare, câștigă cerebelul, câștigă-i... O câștigat tăți spate aici, înțelegi? Dar cine pierde, trebuie să facă o provocare. Întrebarea sună în felul următor. Care este semnificația numelui orașului Chișinău? De la izvoare, Chișinău. Chișinău! Municipal! Domn profesor, eu voiam ca dumneavoastră să știți. Și eu la fel. Eu voiam ca dumneavoastră să știți, pe lângă faptul că dumneavoastră cunoașteți foarte multe și ați învins, că când ați fost dumneavoastră la mine ultima dată emisiune? Lunea trecută. Asta a fost ultima. Da. Să știți așa, pe viitor. Ca să nu apară întrebări. Da, vă auzim mai departe. Apropo, după asta ai nimerit într-o listă a dușmanilor. Care trebuie să fie eliminat. Ce o să ne fac ei nou? Toți o să te închidă. Păi toți o să te închidă. Toți o să te închidă. Pentru că domnul Gheorghe Gonța... Vrei să spui verbul a pierdut? Nu, vreau să spun că are mai puține puncte în această minunată emisiune. Bravo, ești. Dar vedeți și atent ales cuvintele. Bravo, observați. Tot respectul. Cu minutul și cu momentul. Aici sunt provocări. Trebuie să alegi una, să vedem cum ți-i norocul. Ești mai norocos, mai puțin norocos și faci. Dar hai să înțelegem deodată, gen, nu te eschivezi. Hai, fără chestii de... De care? Noi nu ne batem joc. Nu, stai liniște. Ok, fără de noastră. Dar e interesant. E cerebelul totuși. E cerebelul totuși. Hai. Deci voi nu săriți iapa. E ok. Nici calul, nici măcar un ponei micuț nu-l sărim. Sincer. Bun, așa aș spunea și la anticipare în 2021, că nu o sară, dar s-o sărim. Cerebelul este o emisiune apolitică. Ce scuze, dar am uitat că această emisiune este apolitică. Apropo, nici o emisiune nu este în afara politicului. Deoarece politicul înseamnă arta de a conduce, arta de a învinge. Și eu conduc această emisiune spunându-vă să nu grăim despre politică. Mai crezi dacă mă fac PR manager la dânsul, îl fac președinte. Dar nu vrei să faci PR manager la mine. Hai, dar din ala, nu ce să te stă. Gheorghe, hai, închide ochii și alege. Așa, culoarea galbenă o detest din toată inima. Culoarea verde la fel. Nu, serios, n-are nicio treabă cu noțiunile de filat sau mai asam. Nu se detest acest culoare. Așa. Dragă Radlea, să știi că doar pentru că o iubesc pe ea beau berea asta. Așa, prin urmare... O rămas roz sau albastru? Roz, Vasc sunt mult închișinut. Așa. În glas, te rog. Scrie o postare fără explicații cu textul "M-am trezit azi cu ideea că dacă mâine ar fi alegerile, aș merge pe galben." Blea, voi serios? Da. Gheorghe, pierzi locul de PR manager am eu, știi? Fără explicații, măcar 2 zile. După asta, poți să... Postare pe Facebook la mine? Da, postare pe Facebook-ul tău. Eu am 40 ceva de mii de urmăritori. Ni-mi tai gâtul, dacă iese din încăperea asta, ni-mi tai gâtul așa frasă. Tu ai venit la o emisiune, tu ți-asumi. Noi, eu asta și-am spus. Stop. Așa-i sponsorul, ies și-a 4-lea, Gheorghe. Pasul. Da. 100%. Și mă credeți, domn profesor? Da. Toate sușile astea sunt cu același text. De acord. Eu nu pot asta să fac. Nu, tot respectul. Pur și simplu, eu trebuie să am... Iubiri, lumea să înțeleagă, lumea să creadă că eu m-am vândut. Tu asumi corect că, că ai mai puține puncte într-o emisiune, așa. Că tu accepti și respecti regulile emisiunii și eu nu spun, pentru că eu inițial mă gândeam să spun că să nu spui până nu apare emisiunea, dar îmi dau seama că vin și eu aici la întâmpinarea ta. Îți spun câteva ore, scrii postarea. A să fiu lecuțică de gălăgie la nivel că lumea o să... Dar, blea, asta și... Scuzați, dar asta și e interesant, înțelegi forfota. Într-o oră vii cu explicații. Eu de acord aici. Nu. Da. Facta sunt servanda. Ia. Dar ți-i greu să ne spune. Eu asta nu pot să fac, serios. De ce? În primul rând, un om care pierde... Care are mai puține puncte la el deja este pedepsit. El a pierdut. Nu, tu ai mai puține puncte. El deja a pierdut. Eu am niște fanați, am niște obsedați de ăștia care... Dar și tu nu-l bați pe Teodor Cărnaț la emisiune? De ce să-l bat? Dar trebuie să-l bați. Sau pe Alu, da, pe Chicu, de exemplu. Și nu-l bați pe Chicu. De ce să-l bat? Putem să l-au bătut electoratul. Nu l-au votat. El e în opoziție. Dar tu palibom trebuie să-l bați. Palibom pentru ce? El răspunde ceva. Nu, el nu răspunde nimic. El e în opoziție. Așa că e în opoziție. Da. Bătaia trebuie să ia cei care conduc. Bravo. Ei ne hotărăsc, da? E ca așa și în cazul ăsta. Deci eu am pierdut și încă muia tu vrei ca eu să mă sinucid politic. Dar asta a fost... Mai ales că eu am planul să anunț ceva până la toamna acestui an. Atunci, dar nu poți merge împotriva credinței. Ce să facă omul în schimb? Omul trebuie să facă. Tu trebuie cumva să plătești. Lăsați jocul acesta de grădiniță. Nu, tu trebuie să faci ceva. Nu, Gheorghe, pentru orice eventualitate. Doamnelor și domnilor, procurați Radler de la Creator Mall. Cu documente românești. Românești făcute la Redmark. Cu documente românești făcute la Redmark. Și o să vedeți, și Red Bull o să meargă mai... Nu Red Bull, Radler o să meargă foarte bine. Stând pe canapelele alea de la Mall, de la Creator Mall, eu îl iau acasă. Și în fine, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri. E ok așa? Hai, e ok așa. Gheorghe, nu mai și-ai pierdut vreo 10.000 de euro. Serios? Așa, 5.000 la Creator Mall, 5.000 la Radler și 5.000 de la... Redmark. În schimb, ea câștigă. D'accord. Pe această notă foarte bună și pozitivă pentru emisiunea și sponsorii noștri mai ales. Ai înțeles poziția, da? Am înțeles. Pe această notă, eu și la sfârșitul emisiunii am un citat, care sună în felul următor. Prostul nu se lasă până nu spune tot ce știe. Vă mulțumesc frumos că ați văzut această emisiune. Like, share, subscribe, arătați la neamuri, arătați la tot, la oricine, arătați oricui. Deci, cu noi a fost domnul Teodor și domnul Gheorghe. Gheorghe!